În perioada adolescenței, tinerii au nevoie de blândețe și ghidaj pentru a se adapta schimbărilor specifice vârstei, iar accentul ar trebui pus pe emoții, pe conștientizarea lor, dar și pe identificarea punctelor forte și acceptarea vulnerabilităților. Povestim mai multe cu domnul Bruno Demai, lector în cadrul Fundației Calea Victoriei. Bine te-am găsit, Bruno! Bine te-am găsit eu. Povestim despre această vârstă, să zicem așa, pe care noi o considerăm a fi critică. E ca un baubau, așa, părinții se cam sperie când aud că tânărul devine adolescent și toată adolescența asta o să vină la pachet cu tot felul de mofturi, de nazuri, de ieșiri explozive și așa mai departe. Cam așa ni se nu conturează a fi această perioadă, dar chiar așa o fi la toată lumea sau mai sunt și perioade de-astea blânde? Critic n-aș zice. Sensibilă, da. Sensibilă, cu siguranță. Da, da. E adevărat că îmi place să spun că un adolescent nu are 15 ani. O zi are 8 ani, pentru că are nevoie de o afecțiune și a doua zi are 24 de ani, pentru că le știe pe toate. Și dacă vrei să destabilizezi un adolescent, cel mai simplu este să spui, ok, facem cum vrei tu. Și l-ai băgat în ceață. Exact. Așadar, cel mai simplu după mine, ai vorbit de blândețe mai devreme, da, blândețe, dar pentru mine și fermitate. Pentru că există această lege universală care spune că un copil nu face ce li se spune, el face ce vede. Și dacă vorbim această vorbă, să faci cum spune popa, dar să nu faci ca popa, dacă tu ca părinte spui, ai, fă asta și tu faci opusul, este foarte destabilizant pentru un adolescent. Așadar, critic, nu, totuși o perioadă de vârstă foarte sensibilă, pentru că până la urmă, dacă ne luăm după cuvinte în limba engleză, teen, este de la 13 până la 19. Adică în 6 ani, copilul trebuie. Are de parcurs, de evoluat foarte repede. Exact. Apoi, când ești adult, ești de la 20 de ani până la moarte. Când ești copil, de fapt, ești până la 12 ani. 12 ani. Aici, perioada de adolescență, este totul concentrat. În schimb, să nu te super pe mine. Nu. Dacă deja plecăm și spunem că este o perioadă în care copilul este supăracios, instabil, etc. Nu. Este o perioadă de tranziție. Fiecare vârstă are perioada de... Da, are momente, sunt trecerile, nu? Le pasaj, cum s-ar zice, exact, nu? Exact. Dar n-ai auzit niciodată nimeni spunând că despre un adult că este supăracios. Că aici este o perioadă de tranziție. Trebuie copilul sau adolescentul trebuie să fie însoțit și să ne ținem la dispoziție. De fapt, de când s-a născut copilul, să fim disponibili pentru copii. Pentru că nu este nimic mai rău decât să fii respins. Când ești copil, te duci la părinți, aici vorbesc de 6 ani, 3 ani, 4 ani, te duci la părinți și tata îți spune, n-am timp acum. Da, 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 du-te cam treabă, da. Ok. O plătești mai devreme sau mai târziu. Și tu, ca părinte, să nu ai pretenția, da, dacă în copilăria mică nu ai avut această disponibilitate pentru copilul tău, ca la adolescență voi să fiți cei mai buni prieteni, da? Exact. Apoi adolescentul se închide în camera și n-am timp acum să o pune muzică până la maxim. E reversul medaliei, de fapt. Exact. Da? Exact. Dar oricum, există o altă lege universală. Ești părinte de când s-a născut copilul până la moarte. Așa este, da. Când ne gândim la adolescenți, tot așa, pentru că ai spus că ei au aceste emoții intense sau poate uneori exacerbate sau poate par a fi neînțeleși, par a fi că stau tot timpul cu un orișor gri deasupra capului și că le plouă tot timpul așa, că nu le place nimic, că tu ca părinte nu ai dreptate, nu știi tu ce e bine, ce e la modă, că asta nu-mi place și așa mai departe. Cum e cu atitudinea asta? Că eu cred că asta deranjează cel mai mult, nu? Pentru că, așa cum ai spus mai devreme, e o perioadă de tranziție și e o perioadă în care nu ești sigur pe tine. Așadar, după mine, așa cum am vorbit înainte să începe emisiunea, când spui cuiva nu e bine, cine ești tu? Ești Dumnezeu pe pământ să spui că nu e bine? Când un copil sau un adult, în mod general, are o reacție de supărare, în loc să intre în el spunând nu, n-ai dreptate. Și ar fi să începem cu ce te face pe tine să crezi așa ceva? De ce spui asta? Și atunci începem un dialog. Este total altceva. Nu intrăm în conflict de la bun început. Știi că de meserie sunt printre altele mediator.
Folosesc mereu acest metafor cu un conflict. Când suntem în conflict, suntem așa. Dacă lucrăm împreună și dialogăm, lucrăm împreună în aceeași direcție. Așadar, poate copilul are dreptate, poate nu are dreptate, dar dacă nu are dreptate, să avem un dialog, în așa fel încât să înțeleg cum poate să fie și mai performant, mai eficient data viitoare. Și vorbim aici despre, că tot pomeneai, încrederea în sine, da? Da. Hai să vedem ce anume, ce lucruri, da, punem acolo la bază pentru ca adolescentul să fie sigur pe el, da? Uh-huh. Și cum să facem ca el să nu fie atât de sensibil la ce îi se spune, de exemplu? Că poate un copil spune despre el că este într-un fel, sau poate cineva râde de el, sau poate cineva îi spune că nu e bun și așa mai departe. Că se întâmplă, da, în interacțiuni. E, și atunci, pe ce să ne bazăm noi ca părinți, ca acest copil să aibă tot ce îi trebuie, ca să nu fie atât de afectat de ce va auzi în jurul lui? La vârsta asta, oricum, la orice vârstă, dar la vârsta asta, fiind din căutare de identitate, gura lumii sau ce crede lumea despre tine contează foarte mult. Important este să te descoperi, să știi cum ești, să-ți asumi, să-ți găsești și apoi să-ți asumi identitatea, pardon, și apoi e ok. Doar că, repet, legat de părinți, dacă vin părinții cu un șablon, că un copil, un băiat trebuie să fie într-un fel anumit, o fată trebuie să fie un fel anumit, și copilul nu se regăsește, mă refer la sport. La pasiuni, la... Exact. Da. Așadar, să avem mereu acest dialog, să știe copilul sau adolescentul că ușa mereu este deschisă. Mm-hmm. Și dacă cumva, pentru că avem și cu toți niște obligații profesionale, dacă la un moment dat nu suntem disponibili, spunem copilului, ok, știu că este important pentru tine, te rog, o jumătate de oră am urgență de rezolvat și apoi imediat vin la tine. Tot al tău, da? Da. Măcar adolescentul... Măcar se simte văzut, nu? Da. 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 Să spun bagat în seama. Exact. Să fie considerat. Dar dacă... Oricum, repet, și noi ca adulți ne ducem la cineva și n-am timp acum. Nu e plăcut. Așa este. Dar mă gândesc așa, dacă părinții fac vreo greșeală în adolescență, la modul în care consideră deja că adolescentul este capabil să se descurce în anumite situații, da, să nu, adică deja a început să știe niște lucruri și cumva să nu-l mai sprijine atât. Adică el cumva are nevoie în continuare de părinți, că ai spus că uneori are 8 ani, uneori are 24. Exact. El are nevoie să vină mereu la ei, să se conecteze, să-și ia de acolo răspunsurile la întrebări, afecțiune și așa mai departe. Dar unii părinți fac asta, spun, păi acum ești mare, te descurci singur, nu mai ai nevoie de ajutorul meu. Cât e de, să zicem așa, ok să avem raportarea asta? Ți-am spus mai devreme, dacă vrei să-l destabilizezi, hai, fă cum vrei tu. Are niște idei, dar are nevoie și de un feedback să fie validat propunerile sale. Poate ideile sale sunt inedite în familia respectivă, dar măcar să fie dezvoltat și discutat între părinții. Și fără supărare, tot din meseria de negociator și de mediator, fiecare cuvânt este încărcat cu emoții. Nu-mi place cuvântul greșeală, pentru că dacă spui unui copil ai greșit, sau deja are un efect, fără supărare pentru metaforă, are un efect castrator pe plan psihologic. Pentru că dacă un copil are sentimentul că a greșit cu ceva... E o povară cam mare pentru el. E o povară, va mușamaliza, va ascunde și nu rezolvăm nimic. În schimb, dacă spunem unui copil, ok, ai avut o atitudine, ești responsabil, acum, cum crezi tu că am putea rezolva această situație? E total altceva. Dar cuvintele precum greșit... Fac aici, mult rău. Aici, în România... Din păcate, așa am fost crescuți. Adică am fost crescuți cu frica asta de a greși. Asta este o explicație, nu este o scuză. Și aici, în România, aveți niște actori de nota 1000. Și ați avut. Sunt în România de acum 22 de ani, așadar am avut prilejul să-i văd pe scenă, pe Berigan, Dinica, etc. Da. Și... Orațiu Malaile are un one-man show care îmi place foarte mult. La un moment dat, el spune, eu oricum până la vârsta de 9 ani am crezut că sunt din Vietnam. Bineînțeles că toți din sală, dar de ce spui așa ceva?
Foarte simplu, de fiecare dată când am atins ceva, am auzit, ia mă, n-ai voie! Da, da, da. Așa, acest nu e voie, n-ai voie, da, da. Sunt... inhibă, practic. Exact. Da, da, are un rol este, inhibant. Este castrator pe plan psihologic, pentru că copilul nu știe ce să facă. Și din păcate, în această lume avem o lipsă de spirit de decizie. Un exemplu pe care dau foarte des la părinți, pentru că sunt și mediator școlar în parteneriat cu ICMB, foarte des folosesc acest întrebare capcană. Un copil traversează strada, este la mijlocul străzii, da, vine o mașină cu viteză mare. Așa. Ce trebuie să facă copilul? Dreapta înainte sau stope loc? Prateziu, copilul a fost cacat de mașină. Aha, ok, ok. Tu cauți imediat soluții. Măi, ce aș face? M-aș duce înapoi, m-aș duce... Exact, da, dar... Știm cu, toți că, știm cu toți că la un moment dat în viață o decizie foarte importantă se face într-o fracțiune de secunde. Este, da. Copilul, dacă vede, are oportunitatea să-l văd pe șoferul care poate butonez, poate a avut un atac de cord. Exact, exact. Poate, nu se știe. El va ști ce decizie să ia. Da. Doar că un timp, și revenim la ce ai întrebat mai devreme, dacă prea mult îi spunem copilului ce are de făcut, sau din cont, descurcă-te, nu-l ajutăm pe copil. Da, suntem la poli opuși, de fapt, da. Exact. Fiecare situație este diferită și această întrebare pe capcană, dacă se întâmplă aceeași situație a doua zi, exact la aceeași ora, la aceeași loc, poate să fie la fel, da. Poate să fie la fel, poate fi diferit. Exact. Pentru că copilul a domnit o experiență. Așadar, așa este. Spune-mi cum sunt adolescenții, pentru că tu lucrezi foarte mult cu tinerii și la școala de vară, uite, ai avut la Fundația Calea Victoriei, da, un curs foarte fain. Spune-mi cum îi găsești, spune-mi care sunt problemele lor, dacă se deschid ușor, dacă, nu știu, încearcă să schimbe anumite lucruri, poate din interacțiunea cu părinții, cu prietenii. În orice atelier la mine, fie la adulți, fie la copii, partea cu teorie nu depășește 20%. Restul sunt jocuri de rol. Și cu stilul meu le pun în niște situații în care ei ies din zona de confort. Știu că probabil va suna ciudat ce voi spune acum. Îi ajut să asum faptul de a fi ridicol. Sunt niște situații, niște pantomime, niște la care nu sunt obișnuit deloc. Depuis là, un exemplu, la început, în loc să se prezintă ei singur, le pun în doi, voi vorbiți între voi, faceți cunoștința în doi și apoi fiecare va vorbi în numele celuilalt. Exact, pentru că în 2024 a devenit la mod acest cuvânt de empatie. Da, să nu punem în locul altuia. Exact. Okay. Da. Dar când trebuie să vorbești în locul altuia? Este total diferit. Și îți alege altfel cuvintele și, da? Exact, exact, exact. Pe lângă asta, cu acest joc, sunt sigur că fiecare participant ascultă cu adevărat. Corect, este atent, da. Dacă suntem în această situație de... Bună, eu sunt Dana și eu fac asta, da? Și ok, treci la următorul, nu rămâi cu... Mai mult de atât, mai viclean de atât. Știi că vine randul tău în 5 persoane și nu asculti ce spun ceilalți. Tu gândești la ce vei spune. Degeaba am făcut această prezentare pentru că nu ascultăm. Exact, așa este. Și, da, din păcate, nu mai știm să ascultăm. Așadar, sunt niște jocuri din asta, la început poate destabilizant, dar destabilizante în sensul pozitiv. Repet, apoi sunt niște jocuri în care au mimat niște animale sau niște meserii și niște lucruri pe care ei nu fac zilnic. Ce caracterizează un atelier al meu este că deja după prima ședință, toată lumea se știe. Toată lumea face o gașcă. Și foarte des, suntem în epoca WhatsApp, după fiecare atelier, toată lumea a făcut un grup WhatsApp să țină legătura. Ei, și uite, vreau să te întreb, apropo de WhatsApp și apropo de rețele și apropo de social media, că am trecut printr-o perioadă nu foarte plăcută, așa, în ultimii ani, da? Am trecut prin această deconectare, da? Prin faptul că a trecut o pandemie peste noi, da? Că am stat mult în casele noastre. Cum i-a afectat pe adolescență această perioadă? Nu trebuie neapărat să legăm rețele de socializare de pandemie. Pandemie a fost ce a fost, dar partea super negativă este că lumea
nu a mai socializat. Când interveneam în școală, pentru că intervin în școală săptămânal, atunci, mai ales atunci, acum s-a un pic potolit, din fericire, aveai niște copii care nu bateau la ușa când intrau. De ce? De obicei sunt pe computer, mă bagă. Unii vorbeau cu voce tare. De ce să vorbesc cu voce normal? Pentru că dacă eram la computer, ai fi dat sunetul mai jos. Așadar, sunt niște repere care s-au pierdut total. Rețele de socializare oricum existau înainte. Normal. Totuși au ajutat să nu pierdem total legătura. Corect, să nu fim total rupți. Apoi, la fel, e vorba de o educație. Să știi că o să spun ceva surprinzător. Foarte des, copii sunt mai bine educați la rețele de socializare decât părinții. Știu mai multe despre ele. Știu mai multe, da. cum se feresc. Apoi, e adevărat că dacă un copil ajunge acasă și vede pe părinții butonând, ce face copilul? Butoneză. Așa este, da. Luăm modelul părinților și uite că vorbeam despre modele. Dacă noi, să zicem așa, îi ajutăm pe părinți, pe adolescenți, scuză-mă, ca să le întărim încrederea în sine, ce activități le recomanzi părinților? Spre ce să-și îndrepte adolescenții? Niște activități sunt probleme. Deci părinte-copil, da, da, de normal. Conectare, de a face chestii împreună, nu știu, da, tot ce să, ține de... Da, dacă de pildă părinții au o pasiune, sport, plimbare, sau drumeție... Sau natură, sau, da? Exact. Hai, să nu-i spunem, hai, vină cu mine. Să nu-i impună, da. Merg să fac asta, te interesează? Și așa stârnim niște vocații. Dar dacă spunem unui copil, mai ales adolescent, hai, vină cu mine. L-ai pierdut, gata. Da, lasă-ți răspund. S-ar putea să fac un blocaj de principiu. Așa este. Bruno, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte faină. Mi-a plăcut mult, mult să intrăm așa în universul acesta al adolescenței și să ne luăm de acolo multe informații valoroase, să mai înțelegem și noi, nu, cum se întâmplă lucrurile acum în 2024 cu acești tineri, care mie mi se par absolut fantastici, doar că au nevoie de acest ghidaj și de această blândețe despre care noi vorbeam. Înainte de ghidaj, mai mult ascultare. Repet, și adulții. Asta e cuvântul magic. Da, ascultare și ascultare activă. N-ai înțeles un cuvânt, să nu pleci cu o idee preconcepută. Ce ai vrut să spui cu asta? Ascultare. Fără ascultare nu facem nimic, vorbim în zadar. La stele, așa este, Bruno. Îți mulțumesc tare mult.